Reabilitarea trotuarelor din Zalău strânește păreri diferite în rândul cetățenilor. Majoritatea apreciază rezultatele care încep să se vadă din ce în ce mai mult. Vă place modul în care primăria orașului înfrumusețează orașul? Parțial, da. Cum credeți că sunt noile trotuare? Credeți că rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor? Da, se vede o înfrumusețare a orașului în ultima perioadă și mai ales. Deci aici, în zona centrală, chiar astăzi am observat că s-a înnoit. Sigur că trebuie să se pune un accent deosebit pe acest lucru, pentru că ne reprezintă și mai ales că este capitala județului până la urmă, dacă putem să spunem așa. Și doresc succes conducerii și administrației județului. Ce părere aveți despre modul în care primăria înfrumusețează orașul? Îmi place. Place? Da. Vă place modul în care primăria înfrumusețează orașul? Da. Și ce credeți despre noile trotuare? Credeți că rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor? Cred că. Îmi face plăcere să văd că totuși se ocupă mai mult de imaginea orașului. Și ce s-ar mai putea face pentru înfrumusețarea orașului Zalău? A, nu știu. Nu știu, poate mai multă atenție pentru blocuri, că sunt așa cum însă. Mai multă publicitate pentru locatari, ca să, cum să vă spun, mulți nu cunosc modul în care pot să acceseze fondurile sau, mă rog, nu știu ce programe sunt pentru a facilita, pentru că situațiile materiale sunt care le știm și, na. Și ăsta ar contribui mult la imaginea orașului. E un lucru bun. Sper să termine până la iarnă. Că de regulă nu gata. Ce credeți că se mai poate face pentru frumusețarea orașului Zalău? Dacă ar face și trotuarele pe străzile adiacente, unde nu sunt, ar fi mai bine. Păi, n-am nicio părere, nu știu cum să spun. Mi se pare ok să frumusețeze. Vă plac noile trotuare? Credeți că rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor? Eu cred că da. Și pistele de biciclete, credeți că vor fi folositoare în oraș? Da, pentru că sunt mulți copii care se mai dau cu bicicletele pe aici și să nu încurce oamenii. Pe de altă parte, există cetățeni care fie nu sunt destul de mulțumiți de ceea ce se vede, fie consideră că sunt multe alte aspecte importante care ar trebui să fie rezolvate în oraș. Ce credeți că s-ar mai putea face în acest sens? Multe, numai să fie bani. Da. Multă verdeață, mai multă și printre blocuri, și mai în spate un pic. Nu numai chiar pe bulevard. Nu, face ceva, dar mai mult strică decât face bine. Și ce părere aveți despre noile trotuare? Sunt ok. Credeți că rezultatele finale vor fi așa cum doriți? Sperăm. Zălăuanii încep să compare străzile din municipiu cu cele din orașele țărilor occidentale, observând unele diferențe de calitate și utilitate a modului în care acestea sunt amenajate. Totuși, unii observă o apropiere evidentă a noilor trotuare din Zalău de modelele de amenajare din Occident. S-ar mai putea face, eu știu, lucrurile probabil că trebuie gândite mai bine. Văd și aici o îngustare a trotuarului. Recent am fost în Austria, în Viena, și acolo să știți că nu sunt trotuare foarte late, dimpotrivă, poate este mai îngust decât acesta. Deci absolut totul își are locul lui, inclusiv tramvaiele, autobuzele, mijloacele de transport, autovehiculele. Deci cred că este o idee bună aici că s-a îngustat. Poate chiar și mai mult se putea.